Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau pentru că o prietenă mi-a spus că este cea mai tare experiență pe care a trăit-o ea. Și m-a convins. Un moment deosebit în cadrul acceleratorului, e greu să spun care a fost pentru că au fost foarte multe. Cred că fiecare moment a fost deosebit în felul lui. Au fost momente deosebite pe partea de psihologie, pe partea de competențe la firme pe care trebuie să le avem. Fiecare în felul lui mie mi s-a părut că a fost deosebit. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei capacitatea de a învăța, dacă pot să zic așa, să greșească. Adică aș vrea să-i învăț să încerce să greșească. Să vadă că a greși nu e chiar atât de tragic cum credeam eu sau cum cred ei. Competențele de care au nevoie elevii în viitor sunt să încerce cât mai mult și atunci când găsești ceva nou, să vrea să știe mai mult despre acel ceva nou, dar să învețe singur, nu să aștepte să le spună profesorii. Rolul profesorului de informatică este de facilitator, sigur. De a ajuta pe copii să învețe singuri, să învețe singuri. Să caute pe net, dar în mod constructiv. O idee de proiect pe care vreau să pun în practică este de a ne prezenta proiectele. După ce terminăm un proiect, foarte greu ca să știm să-l prezentăm, copiilor e greu să-l prezinte și atunci să-i ajut să învețe să prezinte, mi-ar plăcea să le fac chiar un televizor din hârtie, carton, nu știu, și să-i pun chiar să și le prezinte. Să mimez cum ar fi să prezinte la televizor. Aș recomanda programul Predau Viitorul pentru că e oportunitate de a învăța tot, de a vedea tot ce e nou și de a-ți schimba modul de a gândi. Acceleratorul Predau Viitorul, într-o frază, pentru mine ar fi schimbarea mindset-ului.